Domnul avocat Brăgoi, bună ziua! Zici femeia asta că i-a cerut bani, i-a califică să primească ajutor garantat de stat, ne-a strâns cerut bani. Dar cum îți spune ea? Vreau eu ceva, Valentina. Și să vă plătească și statul, să vă plătească și clientul, n-ar fi cam mult și cam obraznic. Vă apărați? Eu n-am venit cu dânsa, nici nu știu ce e. Dați-o, vă arăt un număr dumneavoastră. Și băteam primul rând ca să filmez, dacă vreți să filmez. Prezentați-vă întâi cine sunteți. Oleg Brega, de la Curaj TV. Poftim? De la Curaj TV, Oleg Brega mă numesc. Și scris singur dumneavoastră numele și familia. Actele. Trebuie să recunoaște scrisul dumneavoastră când a venit în actele. E numărul dumneavoastră acela, nu? Da, și ne-a spus că în suni, când ne-a dus și banii. Cât a cerut? 1500 de lei. Ha. Dacă ăsta-i venitul ei lunar, dumneavoastră le cereți ca, ca onorat? Ei, noi nimeni, eu nu cunosc. Dar cum nu mă cunoaște? Nu, eu e, am așa că le... Dar ce spuneți mie și eu, dumneavoastră, mă cunoaște pe mine? Dacă ne-ați dat numărul dumneavoastră, singur ați scris familia, că n-am mai scris-o, ca dumnealui filmează. Las să filmeze, bine, las să înveță libertatea de exprimare, măcar amul la sinectute să afle drepturile omului. Taman acum i-am fotografiat documentele să le trimit la Centrul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. Și mi-au spus de situația asta. Că ea se califică, a prezentat documente la telefon, i-au spus că da, se califică și ne-a tăiat ieri bani. Stop. Veniți să ne lămurim în pe drum și... Da, voi să vinem. Ori la birou, ori eu știu. Nu, no, cred că o să se ocupe cei de la Chișinău de cazul da, de poate o scrie și o plângere la Uniunea Avocaților. Scrie, dar e treaba voastră și... Exact. Da, da, da. Bine, lămuriți-vă. Participăm. Din contul statului și când clientul dorește... Mai dai niște bani în plus, da? E vorba de Avramioc Maxim Mărcari. Victoria. Copilul aceea e zdrobit pe trecerea de pietoni. A fost un accident. De 6 ani ușor. Putem să-i dăm crezare. Poate să uite, nu? Da. La anii lui. Cine e învinuit? Care? Gogu. Gogu, Sergei, Sergiu. Asta când a fost? Martie, jumătate de an de-am. Și dosarul că nu-i trimis în judecat. Dumneavoastră singurul lămureți că tot ați fost cu piciorul rupt, ne-ați explicat că... Nu, bun, și cine, ia-ți de pildă, v-am cerut și ia-ți... Dar cerut 1500 de lei, dar pleafa mea 1700. Și gata, și au renunțat la avocat, înseamnă că i-a fost refuzat un drept fundamental, dreptul la apărare, nu? Stop, stop, și ne-ați dat ceva orice. Păi nu, dar nici nu are apărare. Și iată de jumătate de an dosarul nu-i trimis în judecată. Ce e clar, da, ți-ai recunoscut vina, incompetentule și impostorule. Demisia! Halal avocat de stat! Cu gândul numai la bani, dar nu vă apărați clienții niciodată! Suntem de oameni cu care... Halal așa apărător! Rușine! Cum îl cheamă tine? Brăgoi, demisia! Brăgoi! Brăgoi și mai cum? Andrei! Și aici vă fost avocat. E, trebuia să știi, dar de-am nas mai știi.